Bună ziua, bine ați venit în parcul Nicolae Bălcescu. V-am invitat astăzi pentru a vedea evoluția lucrărilor la reabilitarea și modernizarea parcului Bălcescu. Suntem în linie dreaptă, ne dorim foarte mult să-l finalizăm cât mai repede, să finalizăm aceste lucrări cât mai repede pentru a putea să le oferim focșenilor posibilitatea de a se bucura de această oază de liniște și verdeață. Îmbunătățirile sunt, zic eu, vizibile. După cum puteți observa, s-a creat un sistem de fântâni arteziene, un loc de joacă nou pentru copii, un loc de joacă în premieră pentru animalele de companie, un loc de joacă pentru șahiști, un amfiteatru, mini-amfiteatru, un loc de joacă, un spațiu special destinat skaterilor. De asemenea, vom avea o zonă de fitness în aer liber. Practic, am dorit ca să schimbăm totalmente fața acestui minunat loc din municipiul Focșani. În scurt timp, sperăm noi să finalizăm aceste lucrări și să putem să punem în operă, să dăm drumul și ca focșanenii să poată să viziteze acest loc minunat de promenat. Eu întâi să spun, sfârșitul verii, începutul toamnei. Termenul de execuție este până la finalul lunii octombrie, dar noi ne dorim probabil mai devreme, undeva în luna iulie-august, depinde cât de repede se vor derula lucrările și constructorul ne-a promis că va face tot posibilul să urgenteze aceste lucrări. Astăzi, de asemenea, împreună cu un ONG, vom avea și o acțiune de plantare a unor copaci, a unor mesteceni. Noi, în această reabilitare, am extras, să spunem așa, copacii care erau bătrâni, care reprezentau pericol de a se prăbuși la furtună și am plantat peste 130 de copaci noi, plus foarte mulți copaci ornamentali, foarte multe plante, foarte mulți arbuști. În continuare sperăm noi să fie o bucurie pentru toți cei care vor veni să viziteze acest parc. Celebrele plăcuțe Nu Călcați Iarba nu se vor mai regăsi aici. Da, ne dorim ca zonele amenajate cu gazon să poată fi utilizate de cetățeni pentru a se relaxa în special, nu pentru a desfășura activități sportive, pentru că acest gazon nu este un gazon pentru activități sportive, dar vor putea intra să se plimbe, să se relaxeze, să poată să stea întinși pe o pătură, să citească o carte, de ce nu. Adică ne dorim să fie ceva elegant și frumos, dar totdeauna avem nevoie și de o colaborare din partea cetățenilor. La cât se ridică fondurile? Valoarea proiectului, după toate actualizările, știți foarte bine că au fost mai multe actualizări, aproximativ 14 milioane de lei. Finanțarea a fost integral din bugetul local, practic din creditul contractat de Primăria Municipiului Focșani, acel credit de 70 milioane de lei, din care 14 milioane au fost alocate pentru realizarea acestui obiect.